Și m-a întrebat pe frață, mă, care e păcatul cu voia? Și mi-a spus, băi, păcatul cu voia. Curvie, copil. Când te duci să curvie, doar cu voia te duci. Sau furatul, când te duci la furat. Doar cu voia ta te duci. Sau când clevetești un frate. Doar tu deschizi gura și vrei să clevetești cu voia. Numai că acolo în Evrei 10 cu 26, taina mare știți care? Evrei, versetul 26, îi scris după versetul 25. Și încă dacă luăm și versetul 24, spune să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Versetul 25 spune să nu părăsăm adunarea noastră cum au unii obicei. Și vine versetul 26, că dacă păcătuim cu voia, noi luăm versetul 26 și îl aplicăm prin Scriptură. Ba aici, ba acolo, ăsta e păcat cu voia. Dar hai să ne citim așa cum a scris el. Și eu citesc dintr-o bucată, așa cum a spus Pavel. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, că dacă păcătuim cu voia, nu mai nici o jertfă de iertare. Și eu am spus că atunci când e sâmbătă seara, știi că mâine, duminică, nu mă duc la adunare, că am o treabă, mie mi se pare că e păcat cu voia asta, nu? Când de luni dimineața, știu că seara nu mă duc la rugăciune, s-o pot să nu o mai duc. Mie mi se pare că e păcat cu voia. Și eu citesc așa cum a scris Pavel. Să nu părăsim adunarea noastră, că dacă păcătuim cu voia... Acum nu spun că numai asta e păcat cu voia. Dar eu cred că e păcat cu voia când nu vrei să vii la adunare. Nu-i păcat cu voia. Când stai acasă, toată săptămâna lucrezi pentru tine și duminica te odihnești. Eu când eram copil mic, cum e băiețelul cealaltă de acolo, a venit un frate de la Botoșani, de la Stăuceni și a predicat un lucru și îl țin minte până acum. O predicat și a spus că înainte de colectiv, de 62, la dânsă, era un om sărac cu mulți copii în sat. Și era un om cheabur, cu mult pământ și puțin copii. Și săracul se repede la bogat, mai trăia și el. Și într-o vară, bogatul îi spune la sărac, băi Ioane, am bucata cei mari de fânați, du-te cu Sergiu, strânge-o, fă-o prepelegi și ne-om împăcat noi cu cât să iei tu și cât să iau eu. Săracul se duce, își trage la coasă și cosește, întoarce pânul, îl face prepelegi și eu îi și șepte prepelegi din pânul. Și se duce la bogat și îi spune, nu, vecine, acum cum împărțim fânul ăsta? Și vecinul îi spune, mă, eu mai am fân. Eu iau un sâmbul prepeleac, să am un pic de fân proaspăt, nu mai am de-a... Și e tușesc. Se duce ăsta și cală, un prepeleac, și duce al doilea, și duce al șeselea. Acum eu sunt la țară, nu știu. Și când o cărat a șaselea, o legat căruța bine, o legat drucul, o greblat bine căruța, și ca să nu stea cu fundul pe druc așa, îi mai trebuia o furcă de fân. Și s-a dus la șeptea cărnițe și a luat o furcă și a pus-o așa ca să stea el mai bine. Și când a înturnat capul, chiar bunul era acolo, îmi spune, băi, Ion, dar nu-ți ajung și ea să furci din a mea, eu una am cerut cu ea. Și eu, uite, țin mintea asta. Și spunea el, fraților, 6 zile lucrăm pentru noi, schimbul 1, schimbul 2, din noapte, din zi. Și duminică ar trebui să venim la adunare. Și furăm, din duminică mai furăm câteva ceasuri de la Domnul, tot pentru noi. Mai facem un grătar, ne mai odihnim, ne mai bărberim, duminică dimineața până pierdem adunarea. Și spunea fratele acela că nu e bun. Voi ce spuneți, e bun? Fraților, ne uităm la activitatea fraților din Ierusalim, nelipsiți de la templu în fiecare zi. Oare o vrea cineva de acum să vină mai des la adunare? Să ne ajute Domnul, amin.